Salutare! Roboții de aspirare mă pasionează de ceva timp și asta pentru faptul că am înțeles cât de eficient se pot dovedi într-o locuință sau de ce nu într-un birou de dimensiuni reduse. Așa am început să testez tot mai mulți roboței de aspirare. Găsiți linkurile pentru review-urile lor, dar și pentru testele comparative mai jos în descriere. Astăzi a venit timpul pentru review-ul unui roboțel de aspirare ce face parte dintr-un brand mai puțin cunoscut în România, Kiho 360. Poate că numele nu vă sună cunoscut, însă în China, compania este foarte apreciată pentru calitatea produselor din portofoliul său. Mai exact, pentru programele antivirus cu care și-au și făcut debutul pe piață. Și mai nou, pentru roboței de aspirare, camerele de supraveghere și soneriile smart. Noi testăm de ceva timp roboțelul de aspirare 360 S7 Robot Vacuum Cleaner și astăzi vă voi spune cât este de eficient și ce impresie mi-a lăsat după ce l-am pus serios la treabă în toată această perioadă. În cutie vei găsi manualul de utilizare, robotul de aspirare, adaptorul de mop, căci avem de-a face cu un roboțel care și șterge podeaua, nu doar o aspiră, cablul de alimentare, adaptoare și docul de aspirare. Perile sunt deja montate, recipientul de colectare la locul lui, iar filtrul HEPA se găsește deja pe poziții. Apropo, filtrul HEPA este lavabil, așa că îl poți spăla cu ușurință atunci când se îmbâcsește. Îți recomand să-l scuturi bine înainte, după care îl introduci sub jet de apă și îl pui la uscat. Roboțelul are un design elegant, alb, cu mici detalii arămi. La prima vedere aș spune că pare a fi produs de Roborock, doar că l-au realizat pentru o altă companie sau cei de la Kiho 360 s-au inspirat de la Roborock S5. Cine știe, e un atint mai degrabă către prima variantă și asta pentru că produsul nu pare a fi o clonă, ceva de slabă calitate, ba din contră. Este un roboțel bine realizat, calitatea materialelor este similară cu ce găsim la produsele Xiaomi sau Roborock. Ba chiar folosesc unele componente identice. Spre exemplu, motorul, care este fabricat de același producător japonez Nidec. Un alt exemplu ar fi laserul LDS, care scanează întreaga suprafață pentru a realiza harta virtuală, astfel încât robotul să știe unde trebuie să aspire. Cu toate acestea, nu este identic cu Roborock S5. Are câteva mici diferențe, plusuri și minusuri. 1. Are o baterie mai mică decât Roborock S5, 3200 de mAh, în timp ce acumulatorul lui Roborock este de 5200 de mAh. Am observat că se duce cam 70% din baterie pentru aspirarea unui apartament de 60 de metri pătrați. În schimb, cu Roborock S5 reușesc să aspir de două ori aceeași suprafață dintr-o singură încărcare și să mai rămână și ceva baterie. 2. Sistemul de mop este identic cu cel de la Roborock S5. Nu se poate seta intensitatea de udare. În schimb, față de Roborock S5, 360 S7 știe când partea de mop este atașată. Un detaliu care nici nu te ajută, dar nici nu te încurcă. O altă diferență față de Roborock S5 este amplasarea mopului. Dacă la Roborock S5 amplasarea este foarte intuitivă și poți scoate recipientul de apă fără a deranja roboțelul de la încărcare, la 360 S7 lucrurile nu stau chiar așa. Amplasarea recipientului de apă se face prin aceeași parte cu încărcarea, așa că va trebui să-l deconectezi de la docul de încărcare pentru a scoate recipientul de apă. 4. Deși ambii roboței folosesc același algoritm SLAM, Roborock S5 reușește să facă un traseu mult mai ordonat de aspirare, care, după părerea mea, îl ajută să fie mai eficient. 5. Aplicația celor de la 360 funcționează puțin mai greu ca cea de la Xiaomi. Uneori trebuie să aștepți mult și bine pentru a primi status de la roboțel. Nu cred că este o problemă de la mine, pentru că în aceeași rețea se află și alți roboței Xiaomi care răspund mult mai rapid. 6.
Un plus față de RoboRocket 5 este faptul că aplicația este puțin mai bine pusă la punct, aducând funcții mai avansate, cum ar fi ajustarea setărilor de aspirare, în funcție de fiecare cameră în parte sau ordine de aspirare a camerelor. Are și RoboRocket aceste funcții, dar pe modele mult mai scumpe, cum ar fi RoboRocket 5 Max, de exemplu. 7. Împărțirea camerelor nu e la fel de bine făcută ca la RoboRocket 5, unde totul pare mult mai ordonat și mai ușor de urmărit. Roboțelul vine echipat cu o mulțime de senzori, astfel încât poziționarea și maparea lui să fie cât mai precisă. Mai mult de atât, pe lângă senzorii de coliziune, de cădere, roboțelul vine cu un senzor infraroșu care îl ajută să găsească cu ușurință docul de încărcare. Dispune și de senzor de mentenanță care te anunță când ar trebui să golești recipientul de colectare, să ștergi senzorii de praf sau să cureți filtrele înfundate. E7 are două moduri în care poate fi folosit. Manual, folosindu-te de cele două butoane de deasupra lui, și avem așa. Un buton oprire-pornire la o apăsare lungă și pornire-oprire-aspirare la o apăsare scurtă și cel de-al doilea buton pentru întoarcerea la docul de încărcare. Sau poți beneficia de tot ce-ți oferă acest roboțel instalând aplicația 360 Robot. Controlul smart al acestui roboțel îți oferă o mulțime de opțiuni și informații, cum ar fi urmărirea procesului de aspirare aproape în timp real, și spun aproape, fiindcă uneori ai senzația că roboțelul s-a blocat ca două secunde mai târziu să observi că sare în celălalt colț al camerei. Poți denumi camerele și poți personaliza programul de curățare în funcție de nevoile tale, poți salva simultan mai multe hărți, un aspect util pentru casele cu etaj, de exemplu, opțiunea aceasta am văzut-o și pe RoboRocket 5 Max, programarea robotului pentru a aspira în anumite intervale de timp, un istoric al folosirii roboțelului, controlul manual cu telefonul, partea de mentenanță pentru roboțel. Din setări, ai posibilitatea să activezi carpet mod în cazul în care ai covoare de aspirat, plus alte câteva opțiuni. Schimbarea setărilor de aspirare, ai 4 moduri, silențios, standard, puternic și max mod. Am realizat și un test de aspirare pentru un micul roboțel să vedem cum se descurcă. Am cântărit 100 de grame de cuscuz și am suplimentat cu o pungă de Skittles. În total, 140 de grame. Să înceapă testul! La final, robotul de aspirare a reușit să aspire 117 grame din cele 140. Din păcate, a lăsat destul de multe resturi în urma lui. E adevărat, testul a fost destul de dificil, pastele sunt foarte mici, rotunde, ceea ce face ca ele să și alunece ușor în momentul în care roboțelul încearcă să le aspire. La partea de mop, ca și la RoboRocket 5, a spune mai degrabă că șterge pardoseala de praf. Nu este cel mai eficient mop pe care l-am văzut, dar cu siguranță pune umărul la curățare. Legat de mentenanța roboțelului, nu ai mare lucru de făcut. Din aplicație te anunță când ar trebui să schimbi filtrele și periile, când ar trebui să ștergi senzorii de praf, trebuie să golești recipientul de colectare atunci când se umple, mie una îmi place să-l golesc după fiecare utilizare, peria principală trebuie să o curez de firele de păr care se încolăcesc pe ea, pentru această acțiune poți folosi accesorul de tăiat care se găsește în apropierea recipientului de colectare. Mopul ar fi bine să-l montezi fix înainte de folosire, umplut cu apă curată și cârpa umezită, iar după folosire scoate cârpa, spală-o și lasă-o la uscat. Este ușor de folosit și își face treaba fără să deranjeze prea tare. Prețul lui? Aproximativ 2600 de lei în țară și 1550 în afară. Cam piperat, dacă mă întrebați pe mine. La prețul acesta găsim pe piață și roboței de aspirare mai eficienți, dar dacă îl prindeți la reducere, cu siguranță merită luat în calcul. Dacă ar fi să fac un clasament al roboțeilor de aspirare pe care i-am testat până acum, acesta ar arăta cam așa. Pe locul 5, Xiaomi Mi Vacuum. Pe locul 4 este ocupat de Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mop. Pe 3, 360 S7.
Pe locul 2, Roborock S5 și locul 1 este fără dubii ocupat de Roborock S5 Max. Cam atât despre 360 E7. Dacă aveți întrebări referitoare la el, dați-mi de veste în comentarii. Spuneți-mi și care este părerea voastră despre roboții de aspirare. Like, share, abonați-vă dacă nu ați făcut-o deja și până data viitoare, numai bine! Yeah.